În viață trebuie să știi de toate, frate. Mă bucur că mi se întâmplă asta. Ca să vă demonstrez și eu ceva la toți mafioții. Sunt la UCMR, era să zic, acolo unde am făcut piese, că sunt producător muzical. Uite, Nicolae, ăsta e momentul tău de faimă. Așa că dați-i follow și lui fratele meu, Nicolae Sax, care scoate piese lui Cash, nu Alex Velea, că uite, am fost la Alex Velea, hai că te sun eu, Nicolae, da? Am fost la Alex Velea și uite că nu mi-a purtat noroc să merg la Alex Velea, că voiam să facem o piesă pentru părinții mei. Sub tutela mea, Moft Music, că sunt producător muzical. Da. Și cum? De ce nu ați înțeles? Cu ce să ne înțelegem? Că a fost totul frumos și am fost eu oprit de poliție. Acum am desfășurat evenimentele, gen. Nu te prind? Da. Sau vorbesc în engleză? Atunci ai cuvântul, alții ai altul cuvântul. Antena 1 mi se pare mai interesant. Ce părere crezi că o să aibă mama ta? De ce anume? Că ai ajuns la INML. Dacă a reșit testul pozitiv. Dacă a reșit? Care mama mea știe că sunt pui de șmecher, că mama mea e șmecheră și... Tu nu ești în calitate, n-ai haină de stat să mă vorbești, să mă întrebi tu. Așa că nu m-ai întrebat tu și întreabă-mă ceva normal. Dacă nu, pleacă. Scuze. Deci v-am lăsat fără cuvinte. Hai, vă pup. Cum a fost să stai o lună și jumătate internat în Spania la o clinică? Știi tu că am stat o lună jumătate? Cine ți-a dat informația asta? Am citit în presă. Așa ai citit? N-ai citit o lună? Nu, o lună și păi poți să zici doar că ești chioară și că nu știi să citești. Am stat o lună undeva unde plătești 20.000, numai în piscine, numai în călărit, numai în yoga, numai în psihologie. Ce scuze că vorbesc așa, dar mi se pare că ești prost informat. Ai studiat acolo și efectul psihedelicelor? Știu tot ce înseamnă droguri. Cum să nu? Pierdeam la cazinul 100.000 de euro în cauza la alcool, ca idee. Era normal să văd ce se întâmplă cu mine? Voi n-ați face la fel? Ce e așa tabu drogurile astea? Că se drogează toată România. Nu stau să spun că poate și copiii voștri, prietenilor, se droghează. Poți să ne povestești despre vreo revelație pe care ai avut-o acolo? Da, mi-am dat seama că România e ultima țară și că trebuie să mă mut chiar și în Spania mai degrabă decât să stau în țara asta de căcat. Condusă de niște proști. Pentru că nu cred că sunt în infractor sau ceva să vină 7 mașini. Păi și când intră șmecheri peste ei în casă, nu mai vine niciunul, că dă ordin să nu se intre, că îi omorâm. Așa vorbesc ăștia șmecheri. Dar nu stau eu să mă bag în familiile la oameni și nu vreau să-mi vedeți latura asta. Iar masca asta e cea mai mare minciună. Nu știu cât mai stau pe aici, normal trebuia să mă văd și eu cu 6-7 gagici, dar na. Să înțelegem că nu o să te vaccinezi? Mă vaccinez, frate, dacă e nevoie, dar și asta e tot de noi, de masoni. Nu-i problemă. Fulghi, băiatul Viorică și al lui Ioniță de la Clăjani, a fost prins drogat la volan în București în seara zilei de 29 mai. Acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru a-i se recolta probe biologice. Tânărul, în vârstă de 23 de ani, s-a filmat conducând pe străzile din capitală și părea că se simte foarte bine. Câteva ore mai târziu, Fulghi era prins de poliție drogat la volan și dus apoi la sediul IML pentru a-i se recolta probe biologice. Rezultatele au arătat că tânărul a consumat cannabis. Fulghi apare într-un alt videoclip realizat probabil în mașina de poliție, în care dezvăluie că a fost arestat, dar spune că îi pare bine că s-a întâmplat asta. În viață trebuie să știi de toate.